Bună ziua și bun găsit la sesiunea de informare publică după ultima ședință de guvern pe anul în curs 2023. Este vineri 29 decembrie și vreau să vă comunic hotărârile luate astăzi din ședința executivului. Este vorba primul pe ordinea de zi și singurul proiect de lege de altfel adoptat astăzi din ședință de guvern. Se referă la reașezarea întregului ecosistem al asigurărilor obligatorii pentru vehiculele care circulă pe drumurile publice, RCA-ul, cum este în generic numit. Repet, acesta este un proiect de lege, deci își va urma parcursul parlamentar pentru aprobare și intrare în vigoare, dar vreau să menționez câteva aspecte care cred că o să fie de interes public. Vor intra sub obligația de asigurare și vehiculele care, conform legislației naționale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării și dau două exemple relevante. Trotinetele electrice și bicicletele electrice vor trebui obligatoriu asigurate. Există însă și exceptări foarte bine justificate în acest proiect de lege și anume nu va mai exista obligativitatea asigurării RCA pentru vehiculele retrase temporar sau permanent din circulație și a căror utilizare este interzisă. De asemenea, vor fi exceptate de la o astfel de asigurare fotoliile rulante sau vehiculele similare cu propulsie proprie destinate a fi utilizate în mod exclusiv de către o persoană cu dizabilitate fizică locomotorie. O altă excepție de la obligativitatea de asigurare este cazul utilizării vehiculelor în cadrul evenimentelor și activităților sportive cu motor, inclusiv a curselor și competițiilor, dar această exceptare se aplică numai în cazul în care organizatorul sau orice altă parte implicată în eveniment are încheiat o asigurare sau pune la dispoziție o garanție alternativă care acoperă eventualele prejudicii care ar fi intrat sub incidența unui RCA clasic, să îl numim. Este un bun prilej să revin și cu o rectificare față de o decizie luată ieri. E vorba despre extinderea plafonării prețului la polițelele RCA pe anul 2024, începând cu 1 ianuarie. Se extinde acel termen la 3 luni, nu la 6 luni, cum am comunicat ieri. O foarte bună observație ca însușită în ședința de guvern ieri este aceea că legea concurenței permite prelungirea termenului într-o situație excepțională cu 6 luni de zile, dar după aceea se poate prelungi această excepție numai pe module de câte 3 luni de zile. Deci, să recapitulez, această situație, plafonarea RCA-ului se va menține de cât va fi nevoie pentru reglementarea pieței, dar în etape de câte 3 luni. Deocamdată suntem 1 ianuarie până în martie inclusiv și dacă necesitatea va exista, ea va fi extinsă după aceea, printr-o decizie similară luată cu cea de ieri. Vreau să menționez o altă decizie luată astăzi. A fost aprobat un contingent de 100.000 de lucrători nou admiși pe piața de forței de muncă în anul 2024 de lucrători străini. Este o decizie luată în urma consultărilor cu sindicatele și patronatele și are în vedere evaluarea numărului de cereri de eliberare a vizelor de angajare de la începutul anului până în prezent, dar și a numărului locurilor de muncă declarate vacante de angajatori, în special în mediul privat. Este de altfel un plafon similar cu cel existent pentru anul în curs 2023, unde au fost eliberate, vă dau această cifră pe care o veți regăsi și în comunicatul ulterior acestui brief, au fost eliberate până astăzi 80.375 de avize și există în curs de soluționare încă 9.748 de solicitări pentru 2023. Este un număr similar și cu 2022, este o cifră în jur de 100.000 și pentru anul în curs. La același necesar a fost evaluat și anul viitor. Este totuși o creștere față de 2021, de exemplu, când au existat aproape 50.000 de astfel de solicitări aprobate. Mai am și eu o veste, aș spune, foarte bună, demnă de încurajare, pentru că anticipăm foarte mult, mulți anul viitor,
sub coloratură electorală, să-i spunem, ei bine, îmi face plăcere să ne reamintim cu toții împreună că este și anul Jocurilor Olimpice de la Paris și în această perspectivă, pentru a susține performanța la cel mai înalt nivel, guvernul a decis dublarea premiilor pentru sportivii calificați la Jocurile Olimpice de la Paris. Până în prezent, vă dau câteva cifre de context, s-au calificat la diverse sporturi olimpice 60 de atleți români și există șanse reale să mai avem în delegația României de la Paris de la vară încă aproximativ 25. Am să vă dau de tot pentru contextualizarea mai precisă a acestei informații și o cifră, de exemplu, pentru locul întâi, pentru cineva care s-a calificat la un campionat mondial, la un sport olimpic, prima se va majora la 84.000 de lei la cea de seniori. Există un întreg tabel agreat și propus de altfel de Autoritatea Națională pentru Sport, care va fi pusă la dispoziția dumneavoastră în comunicatul ulterior acestei sesiuni de informare. Trebuie să vă mai spun și o altă informație. S-a decis tot astăzi un lucru interesant care ține de cartea de identitate electronică, care va deveni o normă în viitor pentru a încuraja și pentru a stimula adopția acestei noi forme de identificare multiplă în era digitală pe care tindem cu toții, guvernul a decis ca pentru următorii 5 ani persoanele care împlinesc în acest interval 14 ani de se califică pentru a primi o carte de identitate să beneficieze de gratuitate la eliberarea acestei cărți de identitate. De altminte, aceeași regulă se va aplica și pentru persoanele care au deja o carte de identitate, dar care va expira în mod normal la termen următorii 5 ani sau pentru cei a căror carte de identitate a fost deteriorată, pierdută sau distrusă într-o calamitate naturală și în urma unei cereri. De asemenea, tot pentru contextualizare, vreau să vă spun că există un proiect pilot în județul Cluj pentru eliberarea acestor cărți de identitate, în baza căruia s-au eliberat deja în jur de 17.000 de cărți de identitate. Tot acest proiect, aceste finanțări sunt susținute prin PNRR și sunt estimate la 150 de milioane de euro, iertați-mă. Beneficiarii sunt estimați în următorii 5 ani la 5 milioane de oameni. De asemenea, vreau să mai pun în context o informație care reamintește implementarea unei decizii hotărâte de executiv cu ceva vreme în urmă, și anume instaurarea obligativității facturii electronice începând cu 1 ianuarie 2024. Este o măsură foarte importantă în tot contextul de combatere a evaziunii, de creșterea colectării veniturilor bugetare și de digitalizare a serviciilor pe care statul le oferă persoanelor juridice și fizice în România. Ei bine, acest proces se află în faze finale de verificare din punct de vedere al securității cibernetice, iar fac cumva și un apel la dumneavoastră, la presă, să ne ajutați să popularizăm acest concept care va intra în vigoare de la 1 ianuarie și, de asemenea, Ministerul de Finanțe, cel care desfășoară prin ANAF implementarea acestei facturi electronice, va începe chiar de mâine cu o campanie extrem de susținută de informare printr-o conferință de presă găzduită la Ministerul Finanțelor, începând cu ora 11, condusă de Ministrul de Finanțe Marcel Boloș, dar care va fi însoțit de o gardă de experți care va explica prin dumneavoastră publicului larg ce implică acest nou sistem de facturare electronică. Acestea au fost informațiile din ultima ședință de guvern pe anul 2023. Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Bună ziua, Octavian Vasilescu, Euronews. Legat de cărțile de identitate, va fi permisă în continuare ieșirea din țară cu buletinele vechi și, dacă da, până la ce dată? Da, a fost
extinsă această valabilitate, pentru că este necesar ca să facă pereche, cum foarte bine ați sesizat și dumneavoastră, cu această implementare a noilor cărți de identitate electronice, și prelungirea lor a fost decisă ieri cu 6 luni de zile. Și legat de discuțiile privind aderarea României la spațiul Schengen aerian și maritim, care este acum stadiul negocierilor și dacă până la această oră a venit un răspuns oficial la guvern? Din câte știu, răspunsul oficial din partea Austriei, bănuiesc că mă întrebați, urmează să vină. De altfel, guvernul nu ia vacanță, chiar dacă nu mai avem ședință până săptămâna viitoare. Și toate căile de comunicare sunt deschise și acest lucru va fi de asemenea recepționat și comunicat și dumneavoastră când se va petrece. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, ce date aveți despre raportul după tragedia de la Odorhei Iusecuiesc, care a fost discutat astăzi în ședința de guvern? Da, vorbesc cu ceva emoție despre asta, pentru că facem cu toții parte într-o societate confruntată cu destul de multe tragedii care s-au soldat cu moartea unor tineri, unor oameni, și premierul a cerut de îndată după accidentul, catastrofa de la Odorhei Iusecuiesc, de la internatul acela, a cerut o informare. Aceasta a venit din partea Inspectoratului de Stat în construcție, astăzi în ședință de guvern, dar ceea ce vă pot comunica este că procurorii s-au sesizat cu maximă promptitudine în acest caz pentru a identifica pe cei răspunzători pentru tragedia de acolo și toate documentele relevante fac parte acum dintr-un dosar activ de cercetare care nu poate fi comunicat, însă atenția executivului rămâne la parametrii maximi și în această speță. Bună ziua, puteți să ne comunicați când va fi extins sistemul de eliberare a cărților electronice de identitate în toată țara? Da, există un cadru normativ care ar fi trebuit să aibă deja efect. El, deocamdată, ce vă pot spune acum este că e la acel nivel de proiect pilot și nu am o dată de extindere în această clipă. Deocamdată, în județul Cluj, vă repet, au fost emise aproximativ 17.000 de cărți de identitate electronică. De altfel, ele fac parte dintr-un ecosistem care el însuși trebuie construit pas cu pas. E vorba de o mulțime de servicii digitale care vor fi incluse în acest card de identitate electronică. Al avea acum ar echivala doar cu cartea de identitate clasică pe care o avem deja, dar el va deveni un instrument de semnătură electronică, de identificare online, din ce în ce mai complex. În acest context, în care nu aveți un termen pentru implementarea la nivel național, ați spus mai devreme că a fost prelungită utilizarea cărții simple pentru călătoriile în străinătate la 6 luni. Sunteți siguri că e vorba de 6 luni? Pentru că, în mod normal, trebuie să circule până când e valabil cartea. Sunt de acord cu principiul dumneavoastră și așa se va și întâmpla, pentru că în niciun caz nu dorim ca vreun cetățean să aibă restricționată libertatea de circulație. Deci nu e 6. Dar invoc exemplul de mai devreme cu RCA. Acest termen va fi prelungit de câte ori va fi nevoie, până când starea de necesitate pe care am menționat-o va exista. Vă mulțumesc foarte mult. Am avut cu toții un an extrem de dinamic, aș putea spune. Probabil că 2024 va fi cel puțin la fel de dinamic. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare și să ne revedem sănătoși la anul. La mulți ani!